Cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM. v-am găsit în piața Victoriei? Pe zi, pe oră ce trece războiul din Ucraina devine un masacru, o catastrofă umanitară. După ce a ieșuat în planul unui Blitzkrieg de 48 de ore, Vladimir Putin a trecut la un război total de nimicire a Ucrainei cu tot ce mișcă viu pe teritoriul ei. Au loc negocieri? Chiar la această oră vom vedea cu ce efect, dar cine știe ce motive de optimism nu avem. De ce rezistă Ucraina cu disperare nu e greu de înțeles, își apără suveranitatea și independența, dreptul de a decide singur, așa cum am decis și noi la vremea noastră, din ce organizații uh, vrea să facă parte, ce viață vrea să ducă. În ceea ce îl privește pe Putin, lucrurile sunt unul mai greu de înțeles pentru că Vladimir Putin a intrat într-o aventură în care își distruge practic țara din toate punctele de vedere și el însuși se îndreaptă spre o condamnare la uh, Haga. Și ca să înțelegem cel mână în, acest, în această nebunie, putem întreba două categorii de specialiști. Putem întreba un psihiatru, dar eu am optat pentru cea de-a doua categorie de specialiști. Am întrebat, am invitat în emisiunea în această seară un istoric care să ni-l să-l explice pe Vladimir Putin dintr-o perspectivă istorică, din perspectiva țării sale, a trecutului său, pentru a înțelege cum gândește ce e în capul lui, ce ar putea fi în capul lui, cine este el și poate în felul ăsta înțelegem și unde se va sfârși nebunia. Iar istoricul pe care l-am ales și pe care îl consider un invitat special în această seară este Madalin Hodor. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în Piața Victoriei. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Hodor, ați și scris un editorial în 22 și aș vrea să detaliem acum cine este și ce e în capul lui Vladimir Putin, pentru că asta e întrebarea cheie, nu? Care macină pe toată lumea. Da, cred că ar fi minunat dacă am reușit să înțelegem ce este în capul lui Vladimir Putin și cred că acum, în momentul de față, jumătate, dacă nu mai mult din planetă și-ar dori să afle lucrul ăsta. Eu am scris acest editorial în 22 pur și simplu pentru că e, e important să înțelegi sau să încerci să înțelegi ce anume îl motivează pe Vladimir Putin. Asta e ce anume crede el că face, care sunt resorturile care îl mână, dacă există ceva, nu știu, care poate fi anticipat în, în acțiunile lui. Dumneavoastră spuneați că e o chestiune care ține de istoria uh, Rusiei și a lui personală, a lui personală. Uh, și sigur că este așa pentru că toți suntem efectul și rodul experiențelor noastre al mediului în care trăim și a lucrurilor cu care interacționăm. Uh, Vladimir Putin, uh, de exemplu, fiind născut la Leningrad, uh, actual Sankt Petersburg, Uh, are o istorie de familie destul de interesantă. Uh, Leningradul, după cum știți, a fost uh, uh, locul unde a avut loc unul din cele mai lungi asedii uh, din istoria omenirii, în, uh, atunci când Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică. Leningrad a fost uh, semincercuit. Și câteva milioane de oameni au trăit într-un într asediu absolut odios și uh, cu pierderi uriașe, de umane, uh, timp de câțiva ani. Vladimir Putin nu era născut, nu s-a născut în, în perioada asediului Leningradului, însă familia lui a pierdut uh, unul dintre copii, unul dintre frații lui, a murit, pe care nu i-a cunoscut, el fiind născut în 1952, nu i-a cunoscut, dar a murit în... În timpul acestui asediu, părinții lui au trăit foarte greu în perioada respectivă. Există povești despre mama lui care a fost foarte aproape să moară. Deci, cumva, copilăria lui Vladimir Putin este marcată de această amintire și de poveștile pe care le-a le auzit. Mai mult decât atât, urmele asediului Leningradului nu dispăruseră nici în perioada când Vladimir Putin era copil. Uh, și din punctul meu de vedere cred că această uh, istorie personală de familie uh, mediul în care a crescut el mic în Leningrad, în jur acelor uh, ruine care încă existau cu poveștile oamenilor absolut oribile uh, cetățenii Leningradului care au trăit această uh, invazie germană în într-un mod extrem de, de uh, cum să zic prim Și uh, foarte greu. Uh, cred că l-a marcat lucrul ăsta. Și de ce cred uh, acest fapt este și pentru că atunci când el a devenit președinte, uh, a ținut în mod frecvent să se asocieze cu această istorie a Leningradului asediat de naziști. A participat frecvent la, adică participă în mod aproape obligatoriu la ceremoniile anuale care se țin la Leningrad pentru omagierea victimelor. A făcut, de exemplu, a ținut să, să, arate că el merge și discută cu acel vecin al lui care îl creștea în perioada când părinții mergeau la serviciu și el rămânea în grija acelui vecin din Leningrad cu care locuia în același, în același spațiu. Deci cumva Leningradul și povestea aceasta a rezistenței Leningradului, cu suferinței Leningradului, a devenit povestea lui Vladimir Putin, a lui personal. Dar asta e ceea ce provoacă acum, pentru că el supune Chievul unui asediu în care mor copii, precum fratele lui, nu? Da, uh... dar uh, din punctul de vedere al lui Vladimir Putin, uh, lucrurile sunt uh, justificate. Știu că poate părea un pic. Uh, bă, nu știu, uh, greu de înțeles. Uh, asta vrem să înțelegem. Uh, ce... Asta, dar uh, și criminalii, și dictatorii și uh, au justificări. Uh, eu sunt convins că Vladimir Putin, de exemplu, crede lucrurile pe care le face. Asta îl diferențiază. Uh, am văzut uh, reacțiile și ele sunt firești atunci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta, când uh, e un război, când o țară este atacată, când există suferință, victime. Uh, tendința este să crezi că cei care, autorii acestui uh, lucru, uh, sunt uh, demenți, oameni care au uh, tulburări psihice. Ceea ce... Evident că sunt, pentru că oamenii normali nu fac asta, dar asta nu înseamnă că Vladimir Putin și-a pierdut uh, discernământul. discernământul, că Vladimir Putin și-a pierdut rațiunea și că el nu înțelege ceea ce face. Din contră, el înțelege. Doar că el are o versiune proprie asupra ceea ce se întâmplă. El nu vede această similitudine pe care o vedeți dumneavoastră între povestea lui sau ceea ce a, a, a învățat el despre ce s-a întâmplat la Leningrad cu ceea ce face acum la Kiev. Pentru că el nu, nu, nu vede în, în aceste două povești lucruri care se, o, se, se opun. El este chiar în interiorul poveștii lui. Adică el ce face acum este să repare istoria. Vladimir Putin uh, nu rescrie, adică nu doar rescrie istoria. Știți că există chestiunea, toată lumea a observat-o, cum Vladimir Putin are niște re referințe istorice. El scrie istoria, a scris articole de istorie. În 2010 a publicat un articol despre cel de-al doilea război mondial. Uh, recent, a publicat un studiu despre apartenența, despre inexistența poporului ucrainian și despre faptul că ucrainenii, de fapt, sunt ruși. Uh, toate lucrurile astea nu sunt exerciții uh, teoretice. De propagandă doar. De propagandă doar, pentru că lumea așa le-a văzut. Adică, uite, Putin scrie niște chestii care face propagandă, ca propaganda asta să-i servească lui în scopurile astea. Nu. Este și acest lucru, dar Vladimir Putin crede în această versiune pe care el o propune a istoriei, Vladimir Putin, când a scris în 2010 că Polonia este vinovată de cel de-al doilea război mondial. Un lucru absolut, cum să zic, din punct de vedere istoric, strigător la cer. Nu are absolut niciun fundament această afirmație. Dar Vladimir Putin crede lucrul ăsta. Pentru că. Trăiește fel, în lumea lui paralelă, îmi spuneți. Și-a creat o dimensiune paralelă în care. Funcționează o altă istorie. Da. El, el, el în, în lumea lui Vladimir Putin, uh, nu există istoria pe care noi ceilalți o știm. Există o, o alt, un alt tip de istorie. Nu e o istoria pe care Vladimir Putin a învățat-o din uh, poveștile din Leningrad, de la școala pe care a făcut-o atunci când a, a intrat în uh, KGB din poveștile din ce a văzut că s-a întâmplat odată cu căderea Uniunii Sovietice din anturajul lui, deci este, el este produsul acestui tip de educație care vede lucrurile în forma asta. Bun. Vladimir Putin rescrie nu rescrie, recreează istoria o, corectează, o am corectează, spus. corectează, corectează istoria. Bun, din această perspectivă, ce urmează? care va fi care corecția pe care o urmărește să anexeze Ucraina, să anexeze mai mult decât Ucraina. El spune practic foarte a spus lucrurile astea extrem de clar de mai multe ori. Ce vrea Vladimir Putin este ca Federația Rusă Rusia să și recapete rolul în lume. Era un citat Federația dacă dacă Federația Rusă sau ceva de genul ăsta, dacă lumea fără Federația Rusă. La nu ce pun o lume, dacă lume, Rusia nu face parte. Exact, patenia, dacă Federația da, nu da. face parte. Nu, asta nu este o chestiune, adică nu, nu e suficient să facă parte din ea. Să o domină. Trebuie să aibă un rol important. Pentru că așa crede Vladimir Putin că Federația Rusă trebuie să aibă un rol important în lume. Un rol important însemnând ce? Să fie o putere recunoscută. De toată lumea, uh, care să fie de nivelul uh, pe care îl avea, de exemplu, în perioada războiului rece, Uniunea Sovietică. Adică, practic, de fiecare dată când un vecin al Uniunii Sovietice vrea să intre în Uniunea Europeană sau vrea să intre în NATO sau pur și simplu vrea să facă orice fel de uh, mișcare pe scena internațională, e, acea națiune, conform viziunii lui Vladimir Putin, trebuie să îl întrebe pe Vladimir Putin dacă e de acord sau nu cu lucrul ăsta. Asta este rolul de fapt al Federației Ruse pe care Vladimir Putin nu vrea. Vrea ca exact ca în timpul războiului rece să fie mereu consultat, mereu întrebat. Federația Rusă trebuie să fie o putere de prim rang. Uh, el a spus-o de nenumărate ori. Dar nu l-a crezut multă lume. Au zis că blufează. Uh, da, unii, unii nu l-au crezut, alții pornind de la realitate realitatea fiind că Federația Rusă, adică nu e suficient ca să vrei să fie o putere de primă mână, trebuie să și ai capacitatea să fii o putere de primă mână. Vladimir Putin vrea asta, dar Federația Rusă nu are Poate. capacitatea în momentul ăsta și nici în anii din trecuți să, cum să, spun, să facă visul ăsta o realitate, pentru că nu au Capacitatea asta, pur și simplu, nu e atât de dezvoltată, nu are o putere financiară atât de mare, nu e o putere nici măcar militară, deși uh, investițiile din 2008 încoace în arsenal militar sunt uh, fără precedent de la războiul rece. Și totuși tancurile rămân fără motorină în Polonia, în, în, doamne ferește, în Ucraina. Da, rămân, se întâmplă pentru că acolo e o chestiune, eu nu sunt specialist militar, dar am văzut și eu știrile, probabil că e o chestiune de logistică, de organizare, lucru la care cred, să zic, tradiția rusă nu, e, nu stă bine neapărat. Astea sunt, mă rog, războiul de fapt nu este doar o confruntare între tancuri. Și avioane și rachete, și cine are uh, un uh, armament mai modern sau mai puțin modern, cine are mai mulți soldați, are așa. Dar niciodată n-a fost așa. Un război înseamnă, un război este mult mai profund, o chestiune mult mai profundă. Un război înseamnă societatea, un război înseamnă oameni, în primul rând. Uh, și sunt numeroase cazuri în istorie în care. Uh, teoretic, uh, opozanți care nu aveau nicio șansă. Este exemplul războiului din Vietnam, da. de exemplu. Uh, nu poate spune cineva că Vietnamul de Nord uh, era o putere capabilă să facă față cele mai mari puteri militare din lume, statul Unite, Și totuși au câștigat acest război împotriva americanilor. Asta vă așteptați să se să reușească și Ucraina împotriva Rusiei? Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Optimist, sper că da. Sper că. Mă rog, Sper, speranța uh, uh, e una. Eu vă întrebam dacă îl vedeți pe Putin reușind să iasă din, din capcana în care pare să fie intrat. Uh, nu știu exact. După părerea mea, uh, Vlad, Vladimir, pe lângă faptul că Vladimir Putin, în mod evident, a avut niște, și probabil că are în continuare, niște planuri. Planurile astea întotdeauna au mai multe variante nu se face un singur plan și dacă nu izbutește planul respectiv, gata, abandonăm și ne retragem. Nu, Vladimir Putin are mai multe planuri, mai multe variante de lucru de fiecare dată, că așa funcționează lucrurile astea. El va, în spusele și în spusele recente ale ministrului de externe Lavrov, vor merge până la capăt în Ucraina. Asta cred. Că vor merge până la, până la capăt, Care nu știm ce înseamnă. Momentan, Văd că strategia uh, Federației Ruse înseamnă să efectiv să distrugă sistematic, bloc după bloc, oraș după oraș, regiune după regiune. Florată de pe suprafața Pământului, asta apare. radă asta, de pe suprafața să Pământului, să da. Este un tip de strategie, numai uh, dacă inițial au încercat o variantă, așa au crezut. Uh, fals sau nu, s-a dovedit bine, fals, că informațiile de la, care, de la care au plecat, premizele de la care au plecat, probabil că nu au fost atât de uh, uh, să zic, bine gândite, dar au plecat de la o variantă de blitzkrieg în care, probabil, planul a fost fie să-l ucidă pe Zelenski, fie să-l facă să fugă din Kiev uh, să decapiteze astfel conducerea uh, Ucrainei, să determine o demobilizare a populației și mai multa armatei ucrainiene care să abandoneze lupta dacă comandantul suprem mă rog, a părăsit uh, capitala și să își facă, să facă această, uh, să uh, reușească uh, ocuparea Ucrainei într-un mod cât mai uh, lipsit de uh, victime și de distrugere și cu cât mai puțin uh, damage de imagine. Pentru că în momentul în care agre ești agresor, cu cât Războiul se prelungește cu cât tu provoci mai multă distrugere, mai ales în ziua de azi, când uh, social media are un rol atât de important și când imaginile de pe câmpul de luptă ajung în câteva minute în, uh, în, toată, în toată lumea. Nu vrei ca imaginile astea să uh, fie uh, redate la nesfârșit, în care să te arate pe tine, bombardând grădinițe. Uh, ucigând oameni vinovați, provocând distrugeri. Pentru că asta stârnește evident reacție și tu nu vrei asta. Tu vrei un, uh, un conflict cu cât mai puțin uh, să zic uh, 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 damage de imagine. Nu a reușit lucrul ăsta. Și acum strategia pare să fie aceasta. Trebuie să efectiv, trebuie sistematic să trecem la un război în care să distrugem pentru a putea Uh, ocupa teritoriul. E mai mult. Uh, <coughs> ce scuze? E mai mult Stalin sau e mai mult Hitler? <laughs> nu e nici Stalin, nici Hitler. Uh, <coughs> Sunt. Uh, uh, una dintre tentațiile uh, istoriei uh, istorie și istoricilor în general este să facă comparații cu personaje. De fapt, nu numai istorici, ci și oamenii obișnuiți. Atunci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta de război, ne mergem în, în sistemul de referință și căutăm uh, lucruri cu care să-l putem compara. Uh, și bineînțeles că, normal, Putin este fie Hitler, apare cum stă, fie că este un, un Stalin modern. Uh, și se încearcă găsirea unor uh, similitudini, unor chestiuni care țin de, de nu știu, continuități uh, și așa mai departe. Dar în realitate, după părerea mea, nu este nici Stalin, și nu este nici Hitler. Uh, e doar Putin. E, putin este putin. Uh, sigur, cum, cum vorbeam la început există un background, există o istorie care e în spatele lui, adică în spatele lui Putin este istoria Rusiei, este istoria Uniunii Sovietice, sunt toți liderii, toți fondatori. părinții fondatori, sunt țarii uh, marii rusii, toți sunt în, aliniați în spatele lui Putin. Dar Putin uh, își dorește și, uh, cred că aici iarăși e o chestiune care ține de în ce e în mintea lui, își dorește, după părerea mea, să rămână. El dorește să-și să securizeze un rol, un, un loc în istoria Rusiei. Deci el tânjește și asta și face acum, tânjește după după locul lui în galeria acestor... Lângă uh... Petru cel Mare, dacă se eventual, poate. Eventual lângă Petru cel Mare sau poate chiar mai mult decât Petru cel Mare, de ce nu? ambiția oricărui uh, lider de genul ăsta este să-și depășească uh, precursorii, pentru că nu poți, dacă sistemul tău de referință este Stalin, uh, nu poți să faci mai puțin ca Stalin. Sau dacă este Petru cel Mare, nu poți să faci mai puțin decât Petru cel Mare. Sigur, suntem trăim într-o într lume uh, contemporană în care multe din lucrurile nu sunt posibile. Dar la nivelul ăsta, uh, să zic, uh, personal... Vladimir Putin vrea lucrul ăsta. El, el crede în chestiunea asta. El crede că va menirea rămâne în menirea lui mesianică de a ocupa acest uh, loc. Uh, și el vede, uh, cum să spun, chestiunea despre care vorbeam, corectarea istoriei. El consideră că Federația Rusă a ajuns într-un moment în care... Uh, a ajuns într-un moment incorrect, într-un loc incorrect. A spus-o. Federația Rusă, când, când de exemplu, a, a lansat primele avertismente, să spunem că Federația Rusă trebuie băgată în seamă, că când și-a schimbat, de exemplu, a, a trecut la reînnoirea arsenalului nuclear, lucru care s-a întâmplat a, în ultimii ani, a, a spus asta, a declarat, a spus, poate acum, a, poate acum ne veți asculta a spus către uh, Occident. Uh, deci, cu alte cuvinte, dacă Rusia va fi puternică, abia atunci ne veți asculta. Atunci vom avea acel cuvânt pe care l-am avut de te spus. mută mai degrabă. Exact. Pentru că, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, Rusia nu vrea să fie respectată. Sau asta este conceptul mută. de respect pe care Vladimir Putin vrea să-l uh, să promoveze. Puterea puterea în accepțiunea lui Vladimir Putin înseamnă pământul. Adică Federația Rusă, ca să fie o țară puternică, trebuie să aibă teritoriu, trebuie să domine și trebuie să inspire teamă. Nu este o accepțiune de tipul, nu știu, țărilor occidentale, în care puterea unei țări nu provine din teritoriu ocupat sau din numărul de focoase nucleare sau din numărul de tancuri și de echipamente militare pe care le are, ci din puterea societății din uh, puterea pe care ți-o conferă, ți -o, ți -o conferă o cultură puternică, Economia? o dezvoltare, economie puternică. Bun, cine un... îl poate opri pe Vladimir Putin în condițiile astea? Avem, clar avem o problemă în Europa, clar e un om care vrea să extindă puterea Rusiei într-un mod teribil. Cum îl putem opri? Cine îl poate opri? Oamenii din jurul lui? <laughs> Aici, da, știu că asta este a fost... Uh... Poporul. Da. E o, e o discuție întreagă legată de chestiunea asta. În privința oamenilor din jurul lui, eu nu sunt atât de optimist, adică nu împărtășesc ideea aceasta că Vladimir Putin ar putea să fie oprit de anturajul lui Vladimir Putin, pentru că, practic, anturajul lui Vladimir Putin sunt, e familia lui Vladimir Putin, adică sunt oamenii, sunt prietenii lui. Oamenii din pozițiile cheie, astăzi, din Federația Rusă, sunt de exemplu de, nu știu de tipul 4, șef, da? care a fost care a muncit pe Vladimir Putin când el n-a mai fost șeful FSB-ului, dar e mai mult decât atât, e prietenul lui Vladimir Putin din 1973. Deci vă imaginați o prietenie din 73 când cei doi intrau un amândoi în tineri în KGB. Uh, iar Patrușev are niște uh, declarații și niște ieșiri care este actualul șef al Consiliului Securității Federației Rusă <coughs> uh, mai radicale decât ale lui Vladimir Putin Adică Patrușev a zis la un moment dat că Occidentul vrea, vrea ca Federația Rusă să nu existe adică asta e viziunea lui Patrușev despre Occident e un inamic numărul unu uh, sau ceilalți, nu știu, ministrul apărării care Uh, merge la vânătoare în Siberia în mod curent cu Vladimir Putin pescuiesc împreună, vânează împreună. Vedev care este... Da, care Deci, uh, e, e un wishful thinking ăsta, că s-ar putea... Speranța noastră de doi bani, ca să zic așa, este că uh, îl poate opri cineva pe Vladimir Putin fără să treacă să o facem noi. Cum? Dar poporul rus, unde e în toată povestea asta? Poporul rus există și cred că aici am, am mă rog, e un, o chestiune interesantă. În ultima perioadă există, din cauza acestui război și a valului de resentiment care l-a stârnit Vladimir Putin cu această acțiune complet nedreaptă, cum vreți dumneavoastră, Uh, există un val de resentiment care uh, începe să atingă din ce în ce mai mult uh, poporul rus, nu pe Vladimir Putin. Adică oamenii sunt înfuriați și nu mai vor să vadă ruși nicăieri. Sunt atacate, mă rog, uh, sunt proteste împotriva, sunt uh, afaceri rusești care sunt uh, peste tot, li se taie uh, orice fel de legătură cu. Sunt scoși, din Sunt scoși din competiții sportive este într adevăr o da. ceea ce ca și reacție mm. politică este justificat și există argumente pentru fiecare din aceste lucruri, adică atunci când oligarhii oligarhilor ruși se confiscă averi sau fonduri sau când companii rusești care finanțează finanțează regimul lui Putin Uh, sunt scoase de pe piață, li se taie accesul, se reziliază contracte și așa mai departe, uh, lucrurile astea sunt absolut firești. Pentru că, până la urmă, sunt niște trebuie să faci niște măsuri și sunt niște sancțiuni. Adică omul trebuie să înțeleagă că există o repercursiune a acțiunilor lor. Ceea ce nu mi se pare însă mie foarte inteligent, dacă nu uman, este să începi să Uh, dai cu anatema în poporul rus. Uh, să încep să spui că rușii trebuie uh, urâți, ei, poporul rus. De ce spun asta? Că nu este foarte inteligent. Pentru că se obține uh, efectul contrar acestei, ca acestui tip de uh, atitudine. Uh, rușii nu sunt toți cu Putin. Uh, asta De deci ce nu, nu sunt în stradă atunci? Uh, pentru că este foarte mare teamă. Pentru că Putin a dat legi în care poți fi arestat dacă și chiar ești arestat dacă vrei să protestezi. Pentru că există un regim al lui Putin care nu e instalat ieri. El este acolo de ani de zile. E un sistem represiv care a pur și simplu omorât dizidenți. care. ești a... 5 milioane de oameni în stradă, niciun regim represiv nu face față. Cu siguranță că aveți dreptate, numai că este foarte greu. Să mobilizezi 5, 5 milioane de oameni. Ei, poate că tocmai asta vor face această. Poate acesta va fi rolul acestor sancțiuni care vizează uh, populația Rusiei la bază. Pe de altă Rămân fără lucrurile basic, cardul, Netflix, vă dau câteva exemple, uh, competiții sportive, uh, rubla se duce în cap și poate că foamea și disperarea, dacă nu principiile, te pot scoate în stradă. Până la urmă, în 89. Foamea, scos, Eu arat. sunt sceptic. Știți de ce? Pentru că istoria, iarăși. îți arată... Istoria nu te învață ce urmează să se întâmple și nici nu-ți oferă niște lecții sau niște lucruri pe care, dacă le știi, o să reușești să anticipezi ce se întâmplă mâine sau o să reușești să faci în așa fel încât lucrurile rele să nu se întâmple. În schimb, istoria îți oferă niște lecții pe care poți să le ai în vedere atunci când faci genul ăsta de politică. Nu asta spuneți, da, ok, vor face sancțiuni și atunci. Sancțiunile vor lovi în ruși, care, de foame, de disperare și așa mai departe, de rușine, vor, de rușine poate, de nu știu ce, vor, vor face mișcări de masă și vor protesta împotriva lui Putin și până la urmă vor ieși 5 milioane. Da? Și Putin nu va avea ce să facă, ceea ce e adevărat că împotriva 5 milioane nu face. Dar istoria are un precedent, de exemplu, și vreau să vi-l să 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 prezint. În timpul războiului cel de-al doilea război mondial. Aliații Occidentali în recte britanici s-au um, gândit că, de exemplu, bombardarea populației civile germane va duce la pierderi uriașe, pagube uh, în economie, uh, va uh, crea un val de... Revoltă și de nemulțumirea populației germane, și că populația germană, până la urmă, supusă unui astfel de bombardament intensiv, acestui tip de cataclism, se va revolta și îl va, într-o formă sau alta, Hitler va pierde suportul populației germane pentru a continua războiul. Lucru care a fost propus de un mareșal al aerului, Harris, care comanda bombardierele britanice. A propus lui Churchill. Churchill a fost sceptic, dar a acceptat lucrul asta. Și ce a urmat a fost câteva luni de zile în care aviația britanică, val după val, bombardier după bombardier, a distrus sistematic orașele germane, bombardând în mod asumat civili. Ce s-a întâmplat? Uh, nu s-a întâmplat ceea ce britanicii și Harris anticipau. Populația germană, din contra nu a a perceput lucrul ăsta ca fiind un motiv pentru a se revolta împotriva lui Hitler. Ce a perceput lucrul ăsta ca pe un atac nejustificat al aliaților împotriva lor. Și atunci, oricâți germani până în momentul ăla ar fi fost dispuși să spună poate războiul ăsta ar trebui să se oprească, în momentul ăla a devenit războiul lor personal. Deci e a coalizat. a coalizat. Spuneți că asta nu se poate. Ați început să spuneți că noi îl putem opri. Ce ați vrut să spuneți? Cum noi? Cine? Noi NATO. Noi NATO. Ops, noi NATO, cum? noi Uniunea mm. Europeană, noi restul comunității cum? internaționale. Concret? Din punctul meu de vedere, Putin nu va putea fi oprit decât dacă va fi învins militar în momentul ăsta. Și învingerea militară, nu vreau să spun că trebuie să-l atacăm pe Putin și să facem război cu el. Ar fi al treilea război mondial și ar fi nuclear, dacă se rende. Și eu cred același lucru, având în vedere actuala doctrină nucleară a Federației Ruse și deja acțiunile pe care le-au luat și declarațiile, nu cred că vrem să ajungem acolo. Dar uneori, o victorie militară nu înseamnă neapărat să învingi adversarul, ci înseamnă și ca adversarul să nu câștige. Adică, cu cât războiul din Ucraina se va prelungi, cu cât Putin nu va reuși să-și atingă obiectivele care sunt distrugerea Ucrainei și uh, aniantizarea armatei ucrainiene, cu atâta șansele ca Vladimir Putin să piardă. Militar și ulterior politic, și cum vreți dumneavoastră, să iasă ruși în stradă și să spună enough is enough, nu mai vrem chestia asta, cresc. Deci, practic, din punctul meu de vedere, ca să-l învingem pe Vladimir Putin, Ucraina trebuie să reziste. Adică, dictatorul să nu mai fie puternic, să se arate ca un om înfrânt, nu? Pur și simplu să, să eșueze. Ei... Aria a, a, este suficient ca da, este suficient ca, uh, ca Vladimir Putin să eșueze, pentru că Vladimir Putin până acum nu a eșuat în nimic. Toate calculele lui, tot ce a făcut până acum ca acțiune politică și militară până la Ucraina, a, până la spuneți. Ucraina, a uh -huh. reușit. Deci Vladimir Putin are victorie după victorie. Aici e un punct sensibil pe care nu vreau să-l ratăm. A eșuat pentru că a plecat de la o premisă greșită, asta spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, a crezut că în 48 de ore o parte fug, o parte se predau și intră în Chiev ca eliberator. Ceea ce nu s-a întâmplat, în mod evident. Se pare că a plecat de la o informare a FSB-ului, pentru că, mă rog, la ei, după cum explica istoricul Arman Goșu, tot ce a fost, fost o URSS se ține de FSB, de, 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 de structurile de securitate interne, nu de spionaj. Bun. L-au informat greșit. Asta ce înseamnă? E un eșec major de, uh, al, al FSB-ului? Se sparge și mitul ăsta? Uh, asta legat de, de serviciile de informații în general, dar și cele uh, rusești în special, au o anumită tradiție. Ele, ele sunt, în primul rând, niște serviciile de informații, sunt militarizate. Acolo e vorba de militari. Plus de asta sunt niște structuri foarte, uh, cum să zic, uh, care trăiesc în, într-un fel de proprie mitologie. Uh, mai degrabă, uh, -au, o au un anumit tip de perspectivă. Uh, ce înseamnă un serviciu de informații militar? Înseamnă că se bazează pe un singur tip de expertiză. Serviciile occidentale. Nu funcționează ca un, un, în acest fel, de exemplu. Serviciile occidentale uh, de, folosesc expertiză de pe piață, da? Când este vorba să facă o analiză a unei situații, întreabă sociologi, întreabă istorici, întreabă profesori universitari. PSB lucrează închis. PSB lucrează închis militar și nu se bazează decât pe ceea ce ei interpretează Une, uneori și foarte des. Se întâmplă ca lucrurile astea să nu corespundă realității și să corespundă mai degrabă unei idei pe care ei și-o fac despre realitate. Eu văd, am dat recent exemplu, tot așa prin comparație, a ceea ce au spus lui Stalin, de exemplu, serviciile NKVD-ul și GRU la începutul războiului cu Finlanda, războiul de iarnă cu Finlanda, când URSS-ul a atacat Finlanda. Stalin a primit de la aceste servicii informații că Muncitorii finlandezi sunt uh, oprimați de Mannenheim și se vor revolta de îndată ce uh, armata roșie va ataca, armata uh, finlandeză nu are arme și că soldații finlandezi sunt desculți. Deci, niște, uh, cum să spun, o, o perspectivă. De ce? Pentru că șefii respectivelor servicii au vrut să-i spună lui Stalin ceea ce Stalin vroia să audă. nu ceea ce era realitatea în teren. Stalin vrea o victorie ușoară și atunci șefii serviciilor au venit și au spus da. Se poate face chestia asta cum vrei tu. E O să fie foarte ești genial, ușor. Da. Ești geni e, evident, ești genial. Mm -hmm. Cum te-ai gândit tu că în două săptămâni o să ocupăm, așa o să fie. Exact chestia asta cred că s-a întâmplat în, în scenariul ăsta al FSB-ului lui Putin, că i-au spus, da, în două zile Zelenski va fugi, Occidentul nu va face absolut nimic, sau vor face niște declarații, vor da declarații formale, în niciun caz nu cred că vor acționa altfel decât maxim cu sancțiuni, da? Nu vor ajuta Ucraina, armata ucraineană se va dezmembra, vor fugi toți sau vor dezerta sau vor considera că nu trebuie să, să lupte cu noi. Și evident că, având și genul ăsta de informații, Vladimir Putin a zis ok, putem face asta. Da. Până la urmă, concluzia esențială mi se pare Ucraina, Dacă Ucraina rezistă, cu toții vom fi salvați. Acolo este, este cheia în Ucraina. Mulțumesc foarte mult, domnule Mădălin Hodor, pentru uh, prezența în Piața Victoriei în această seară. Să sperăm că am înțeles ceva mai mult despre cine este omul care a speriat uh, Europa și nu numai. Să aveți o seară frumoasă și rămâneți în uh, clubul de seară împreună cu Alina, dar mai înainte știrile Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.